uitat. Mai faceți o încercare, părinte, și vă mai amintiți niște lucruri din vremurile grele ale comunismului, din închisoare, din vremea prigoanei. Suntem aproape iară de o vreme de asta, poate. Tot ne pregătiți, merem, cum am mers și noi. Dar ne ajută un pic, dacă ne spuneți din cum ați îndurat Sfinția voastră și în orice caz, îndrăznesc să afirma că mișcarea oasei Domnului a prins un chibrit, a fost strâns din, mă rog, și vina diavolului și, mă rog, comunismul ăsta care a fost. Dar același chibrit s-a aprins în pușcărie, în închisori. S-au renăscut vieți care au fost complet strânse. Dar însuși exemplu ăsta să-l dăm fidel, dacă un Steiner e evreu, dușmanul de moarte, se încreștinează. Dușmanul, evrei sunt dușmani de moarte, propriu. Se încreștinează acolo, văzând, că spune el în Jurnalul Fericirii, am văzut mulți sfinți. Adică a văzut tinerii aceștia și ostași au fost mulți închisori, care au dat exemplu și frăsire de cruce regională. Frăsire de dragoste, de solidaritate în suferință. E asta în fața lui Dumnezeu este punctul principal și de întemeiere, litera propriu-zis la alfabetului, care începe această nouă revoluție pentru... Eu, soția lui fratele Sergiu, i-a citit cartea aia? Nicol Valeri Gross. Da. Da. N-o să citiți și-a luat asta lui. Aspazia Petre, să vedeți câtă religiozitate a fost între femei acolo. Are și o carte, Doamne strigată, am scris. Și cartea Sfinției voastre, ce trebuie să prindă?